Ora 19, bună seara, doamnelor, domnilor, sunteți în umbra știrilor, foarte bine, suntem în regim de breaking news. În Slovacia, premierul a fost împușcat în această după-amiază, la ora 16, ora locală, un domn în vârstă de 70 de ani, îmi cer scuze, l-a împușcat de 4 ori pe premier, de 2 ori în stomac, de 2 ori în piept. Premierul Slovaciei, Robert Fico, este în stare gravă în acest moment, este operat de medici, au curs mesajele omologilor din toată lumea, inclusiv Joe Biden a venit cu o reacție pe platforma X, de asemenea și premierul Marcel Ciolacu se arată șocat de acest incident. Ce se poate întâmpla după acest incident, discutăm în această oră, de asemenea vom vorbi și despre crima din sectorul 6. Doi, un minor și un tânăr în vârstă de 20 de ani, deci doi tineri l-au ucis pe un bărbat de 46 de ani care ar fi avut o altercație cu aceștia. Totul ar fi pornit de la două tinere. Ce a făcut poliția locală din sectorul 6 în acel moment? De ce n-a fost în parcul Crângaș în acea clipă? Vă arătăm inclusiv imaginea cu momentul atacului, toate în această seară. De asemenea, vom vorbi într-o transmisiune live cu reporterul nostru despre pistele pe care merg în acest moment polițiștii. De asemenea, vom vorbi și despre scandalul din PSD și PNL. Candidații ai celor două partide s-au bătut la Olt. De asemenea, vom vedea și care este candidatul din Sibiu, ce luptă pentru primăria de acolo. Ei bine, pe lista de consilieri și-a pus mama, fratele, bunica, străbunica, iar surorile vor candida pentru Parlamentul European. Cum este posibil, ce argument are candidatul pentru primăria din Sibiu, aflăm ora aceasta. Vom vorbi și despre CSAT, care va analiza propunerea de a trimite Ucrainei singurul sistem de apărare antiaeriană Patriot funcțional în România. Asta, desigur, după ce știți bine, MAPN-ul a anunțat că nu este oportună această decizie și răspunsul este unul negativ. Vom vorbi de asemenea și despre Noaptea Muzeelor. Sunt multe muzee care au anunțat că nu vor mai face parte din acest program. Despre toate aceste subiecte discutăm, doamnelor, domnilor, cu Monica Iagăr, candidat pentru primăria sectorului 6. Bună seara din partea AUR. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bine venit și eu pentru prezență. Amalia Belantoni, candidat pentru Parlamentul European din partea SOS. Bună seara. Bună seara. Doamna Mihaela Ștefan, candidat USR pentru primăria sectorului 6. Bună seara! Bună seara, candidata Alianței Dreapta Unită. Dreapta Unită, da. Și, de asemenea, imediat alături de noi va fi și domnul Șerban Nicolae. Haideți, de fapt, este alături de noi. Bună seara, domnule Nicolae, din partea PSD. Bună seara! Haideți să vedem, doamnelor, domnilor, imaginile care sunt imaginile zilei, momentul în care premierul a fost Robert Fico împușcat de un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acolo, ce vedeți în acest moment, este momentul în care atacatorul a fost prins, capturat. Premierul, vă spuneam, este în stare extrem de gravă. Vreau să discut despre acest subiect pentru început cu fostul premier Viorica Dăncilă. Bună seara, doamna Dăncilă. Ce înseamnă acest lucru? Putem spune că, nu știu, ar putea să fie toată Europa din acest moment în alert, având în vedere această problemă gravă de securitate? Bună seara dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor. Este într-adevăr șocant. Nu cred că există o justificare pentru asemenea acțiune. Asemenea atacuri, asemenea violență nu pot fi tolerate în societatea noastră. Condamn cu tărie atacul asupra premierului slovac Robert Fico și doresc sănătate și recuperare rapidă. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, nu cred că trebuie să facem judecăți distincte care pot avea rezultate grave. Cred că trebuie să avem toate datele, să vedem rezultatul anchetei pentru a vedea ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Bun, doamna premier, știm că atunci când un premier participă undeva la un eveniment deschis, se iau toate măsurile de securitate. Spuneți-ne, pentru că acest eveniment a fost anunțat, premierul a anunțat că va face o baie de mulțime. Evenimentul, tragedia s-a petrecut undeva la aproximativ 150 de kilometri vest de Bratislava. Cum se iau măsurile? Cum se ocupă serviciile secrete de securitate unui înalt oficial? Și eu am avut serviciul de protecție și pază,
care și-au făcut datoria foarte bine, nu au fost niciun fel de breșe de securitate, având în vedere că atacul la premierul României sau la președintele României este un atac la siguranță națională. Cred că acolo ceva s-a întâmplat, de aceea am spus anterior că trebuie să vedem rezultatul anchetei, pentru că este inexplicabil cum nu au putut să asigure securitatea. Ce ar putea însemna această tragedie și ce semnal dă de fapt Uniunii Europene ce s-a întâmplat acum în Slovacia? Poate va da un semnal pozitiv, poate vom îndemna mai mult la solidaritate și la mai puțină ură în societate, indiferent de locul unde ne aflăm. După cum am văzut, aproape toți liderii europeni au dat mesaje, s-au dat mesaje și din Statele Unite. Este o acțiune, un atac care a șocat întreaga lume și cred că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți și un prim pas ar fi întărirea pacei. Doamna Viorica Dăncilă, fost premier al României, mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră în umbra știrilor. Monica Iagăr, vă rog, un comentariu la ceea ce s-a întâmplat. Securitatea, bineînțeles breșa care s-a făcut în securitate, punerea în dispoziția securității unui premier sau unui președinte este secretă, bineînțeles. Probabil că în momentul acela au avut o scăpare, mai mult ca sigur, pentru că controlul armelor și intrarea în apropierea unui premier sau unui președinte cu arma este foarte dură. Așteptăm și noi, cum a zis doamna premier, fost premier, așteptăm ancheta, dar la nivel de Europa, într-adevăr, probabil că de acum încolo, cu schimbările acestea de alegeri europene și cu schimbările acestea pro-suveraniste, vor mai fi probabil incidente. Alegerile europarlamentare sunt în toată Europa și probabil că se fac toate formele de proteste. Bun. Probabil că și acesta a fost un protest, dar un protest foarte grav, de o gravitate și dezaprobăm mare. Total ceea ce s-a întâmplat. Corect. Și ceea ce fără este îndoială. În Slovacia. Consider că violența nu este o soluție pentru nimic și, din potrivă, că e vorba de suveranitate, că e vorba de unitate, nu cred că astfel de gesturi sunt soluția pentru nimic. Haideți și din partea USR, doamna Mihaela Ștefan, din partea Alianței, mă rog, dați un comentariu, vă rog. Da, dezaprobăm cu fermitate genul acesta de atitudini. Un astfel de atac este un atac la o instituție democratică. E important de menționat că mișcările pro-suveraniste vin la pachet cu un mesaj de ură și îi îndemn pe toți participanții politici, în special cei din România, că acum suntem aici și vorbim românilor și celor care participă la alegerile din România, să păstrăm un ton al discuțiilor și al dezbaterilor electorale cât mai apropiat de valorile democratice și de valorile solidarității. Și s-a văzut, iată, că toți reprezentanții de seamă ai guvernelor din Europa au dat mesaje de susținere, pentru că sub nicio formă, sub niciun fel de context, că sunt alegeri, că nu sunt alegeri, genul ăsta de atitudini trebuie tolerat sau susținut și sper că nu vor mai exista astfel de evenimente, nici măcar, nu doar de o asemenea gravitate, ci nici mai puțin grave. Deci, da. Amalia Belantoni, astfel de incidente într-adevăr șochează. Am ascultat declarația premierului Marcel Ciolacu, inclusiv președinta Slovaciei a venit cu o scurtă postare prin care anunță că este în stare de șoc. De asemenea, procuratura a început pe bună dreptate o investigație. De ce se ajunge în astfel de situații? Eu înțeleg că există un curent sau se schimbă opțiunea de vot, dar totuși nu cred că asta ar fi
Bine, sunt niște mișcări de culise, putem spune, care pregătesc oareșcum un anumit război, pot spune. Nu putem accepta și trebuie acum luată această măsură de pedepsire imediată și pentru opinia publică, mă refer la nivel de Uniune Europeană, pentru că să nu uităm, vorbim aici despre o uniune europeană care ar trebui să ne facă pe toți să fim egali. Dacă noi, de exemplu, acceptăm această acțiune mișelească de îndepărtare a unui personaj politic doar pentru că aparține Amalia. Pentru că aparține. Nu este posibil. Bun. Și nu trebuie să acceptăm. Bine. Dezaprob total direcția pe care mergi. Nu avem nicio informație că există, nu știu, nu știu nici măcar o informație cum că s-a încercat asasinarea acestuia premierului Slovaciei pentru că este pro-rus sau nu. Domnule Șerban Nicolae, vă rog și dumneavoastră un scurt comentariu și mergem mai departe. Eu aș remarca faptul că premierul Slovaciei este cunoscut ca un lider al mișcării suveraniste. Exact. Și tocmai a fost reales, au fost alegeri. Mai degrabă, neomarxismul ăsta exacerbat, care a pus la acte de violență în ultimii ani, mai în toată Europa, este de vină pentru asemenea comportamente. De altfel și la noi s-a amplificat și s-a alimentat în ultimii ani o anumită atitudine față de politicieni, indiferent de situație, indiferent de culoare. Aduceți-vă aminte că deputatul Bacalbașa a fost agresat în stradă, îmbrâncit, înjurat, chiar sub ochii jandarmilor, care nu făceau decât să încerce să-l protejeze fără să ia măsuri împotriva agresorilor, pentru că așa era atunci. Îmi cer scuze, fac o precizare. Eu intru prin telefon pentru că sunt în trafic de mai bine de o oră în București. Acum 4 ani, pentru o asemenea situație, era blamată administrația bucureșteană de atunci, PSD. Acum mi se spune că așa se întâmplă, asta e viața. Revin la violența din Slovacia, din păcate, se vor întâmpla două lucruri. Pe de o parte, vor continua actele de agresiune de acest tip, se va amplifica violența, pentru că autoritățile sunt timorate, li se spune că este antidemocratic să nu lași să se manifeste toate opțiunile. Dar nu violența. Iar pe de altă parte, se vor lua niște măsuri absurde, așa zis, de securitate, de care vor avea parte cei care sunt cinstiți, cei care nu sunt violenți. Eu sper... Așa cum a fost și după atacul de la 11 septembrie. Aș vrea să... Foarte mulți oameni au trebuit să se descalțe la aeroport, să-și scoată brăcinarii, să fie supuși tuturor controlelor posibile și imposibile, doar pentru că niște descreierați cred că se face dreptate în societate cu acte de violență, moduri, crime... Da. Bun. Îmi doresc totuși ca starea de sănătate a premierului să se îmbunătățească. Știu că în acest moment este în operație, este într-o stare critică, extrem de gravă, mai ales că a fost împușcat de 2 ori în piept, o dată în stomac și o dată în brațul drept. Sunt noile informații. De asemenea, mai știu că era foarte și este foarte apreciat acolo în Slovacia. Este din acest curent naționalist. Îi dorim sănătate și sper totuși ca ceea ce au spus invitații mei să nu se mai întâmple astfel de gesturi, să nu mai trebuiască să comentăm. Mergem mai departe pentru că situații la fel de grave se întâmplă și la noi în țară. Haideți să vedem ce s-a întâmplat aseară în sectorul 6 al capitalei, în Parcul Crângaș. Bun, doamnelor, domnilor, în sectorul 6 al capitalei, 2 tineri, unul minor în vârstă de 16 ani și unul în vârstă de 20 de ani, l-au bătut pe un bărbat până și-a dat suflarea pentru că și-a permis să intre cu aceștia în discuție după ce atacatorii, criminalii, s-au certat cu o cunoscută a victimei.
Întrebarea mea este de ce poliția locală, cea care trebuie să se asigure de tot ceea ce se întâmplă în Parcul Crângaș, nu a intervenit. Sunt imaginile care arată acest lucru. Mergem în acest moment la colega mea, Claudia Alionescu, cea care se află în Parcul Crângaș, chiar în locul în care a avut, unde s-a petrecut această crimă. Claudia, bună seara! Imediat vom ajunge la colega mea Claudia Alionescu. Încercăm să refacem legătura. De ce? Pentru că e foarte important să știm care este pista pe care merg în acest moment polițiștii. Doamna Iagăr, care e rolul până la urmă a unui polițist local? Pentru că dacă e să ne uităm la sectorul 1, la sectorul 1 polițiștii locali o păzesc pe doamna Clotild. Nu cred că ăsta e rolul poliției locale, ci cred că trebuie să intervină și să intervină în astfel de situații. Poliția locală este în subordinea primarului. Da. Tot poliția locală trebuia să aibă grijă de ordinea din Parcul Crângaș. În funcție de dispozițiile pe care le dă primarul, în funcție, poliția locală execută. Cu siguranță au avut puncte de control și cu siguranță au fost puși în dispoziție pe Parcul Crângaș, dar cum se întâmplă? Ei au atribuții, dar nu și le exercită. Bun, haideți să ascultăm pe colega mea, Claudia Leonescu, este în direct cu noi. Bună seara, Claudia, ce informații ai? Au fost reținuți pentru 24 de ore și mai mult decât atât urmează să fie duși în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Bun găsit, Rafa, bun găsit tuturor. Întreg filmul crimei s-a petrecut chiar aici, în intersecția din sectorul 6 al capitalei, chiar în fața parcului din Crângaș. Pe de altă parte, însă, tot potrivit surselor judiciare, se pare că cei doi tineri l-au atacat din senin pe bărbatul în vârstă de 46 de ani, care a venit la fața locului, potrivit surselor, să o apere pe tânăra care se afla la ananghie, și asta pentru că, potrivit informațiilor, aceasta urma să fie bătută de către mai multe fete, și asta pentru că a avut loc un schimb de replici. Cei doi tineri, vorbind despre un minor și despre un alt băiat, au pus mâna pe mai multe bâte și au început să lovească cu bestialitate pe bărbatul în vârstă de 46 de ani până la ultima suflare. Potrivit imaginilor de la fața locului, chiar aici a fost o desfășurare întreagă de forțe. A existat o mașină de poliție, a venit și un echipaj murd și foarte mulți oameni s-au strâns în jurul acestui film al crimei. Mai mult decât atât, tot potrivit surselor judiciare, oamenii care au asistat la aceste scene și care au filmat imaginile au rămas pur și simplu cu sechele. Așadar, cei doi tineri acum sunt cercetați pe lângă omor și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Mai mult decât atât, ei au fost audiați timp de 5 ore, au fost reținuți pentru 24 de ore și rămâne de văzut ce decizie va lua judecătorul de drepturi și libertăți în acest caz, dacă tinerii vor ajunge să fie arestați preventiv sau nu pentru o perioadă de 30 de zile. Așa cum am spus, această crimă nu i-a șocat doar pe locuitorii de aici din Crângaș, care ne-au spus în urmă cu puțin timp că pur și simplu le este teamă să mai iasă din casă, ci a șocat întreaga țară, de la psihologi la oficiali. Claudia Leonescu, mulțumesc pentru aceste informații. Domnule Șerban Nicolae, este a treia crimă în ultimele săptămâni care șochează întreaga țară. De exemplu, i-am avut pe cei de la Padina, care după ce au omorât un om, au scăpat, acum sunt în arest la domiciliu. Au făcut petrecere, a mai murit un om în timpul petrecerii. De asemenea, avem la Bacău un alt tânăr care a urcat la volan și și-a omorât iubita. Avem acum acest caz în plină capitală, poliția locală nu face absolut nimic, încotro ne îndreptăm. Pe mai rău. Din păcate, exact ce spuneam puțin mai devreme, există o recrudescență a acestui fenomen de agresiune, de violență. Fac o mică paranteză, din punctul meu de vedere, ca avocat așa de peste 28 de ani, eu aș fi spus că după crima de la Patina, dosarul trebuia să fie deja în instanță. Și nu poate ce durează atât de mult ancheta. Revenind însă și la aspecta din Crângaș, ați văzut nenumărate filmulețe în rețelele de socializare legate de violențe și în trafic. Am avut la un moment dat o statistică a violențelor împotriva profesorilor în școli. Am propus un proiect de lege care urmărea protejarea cadrelor didactice, pentru că dacă vă uitați la vârstele agresorilor, ei sunt tineri de 20 și 16 ani și agresează un adult de 46 de ani. Nu au niciun fel de reținere să-i niciun fel de frică.
Exact. Bun. Din păcate, în ultima perioadă, există două fenomene îngrijorătoare. Pe de o parte, este încurajată această violență, este prezentată pe rețelele de socializare ca teribilism bun de urmat. E mai bine să faci dreptate cu parul pe cont propriu decât să apelezi la autorități. Iar pe de altă parte, există o timorare și o slabă dotare a autorităților publice. Bun, în câteva... Foarte puțin bani alocați ordinii publice, mai ales în condițiile în care... Păi, domnule Șerban Nicolae, dacă poliția locală nu ar fi pusă să-l apere pe primar... Ne uităm către alte zone, ne uităm către alte preocupări publice și ați văzut, polițiști neinstruiți, polițiști slab dotați, o colegă polițistă care își pulverizează cu spray propriul coleg pentru că nu era pregătită să imobilizeze așa cum trebuie un cetățean violent și da. Multe alte asemenea. Bun, situații. Domnule Șerban Nicolae, luăm o scurtă pauză de publicitate. Că bun. Ordinea publică ține de siguranța cetățeanului. Și de siguranța și națională. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Ne reîntoarcem și vreau să știu și celelalte păreri. De asemenea, vom intra în legătură cu unul dintre reprezentanții polițiștilor, pentru că mie mi se pare că aici s-a greșit pornind de la poliția locală. Poliția locală era acolo, în parcul Cismigiu, în parcul Crângaș, îmi cer scuze, și totuși nu s-a intervenit. Avem imaginile cu momentul în care cei doi tineri, unul dintre ei minori, îl lovește pe bărbatul de 47 de ani cu un obiect extrem de tare în zona capului și nimeni, absolut nimeni, nu intervine. În aceste situații mă întreb încotro ne îndreptăm. Revenim în 5 minute. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, vorbim despre tragedia din parcul Crângaș, acolo unde un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost ucis de către doi tineri. Și vorbeam despre intervenția poliției locale. De ce aceasta nu a avut loc în contextul în care polițiștii locali ai primăriei sectorului 6 trebuiau, și ăsta e rolul lor, să se ocupe inclusiv de ordinea și liniștea publică din parcul Crângaș. Amalia Berantoni. Este o gravă problemă, în primul rând, de pregătire la tot ce înseamnă corpul polițienesc. Bine, că este local, că este de MAI. Problema este și pleacă de la bază, în sensul în care oamenii nu sunt formați. Polițiștii nu au o pregătire. Vorbim mai ales despre poliția locală, care știm prea bine că aparține... Acum, ce pregătire trebuie să te duci, să, dacă vezi pe cineva că e în pericol, să intervii? Că ăla e rolul tău, ai tot felul de instrumente sânge. Pentru... Pregătire umană, simț civic, în primul rând. Dar mă scuzați, cum te poți tu apăra într-o astfel de situație dacă polițistul se uită la tine sau polițistul, în loc să se ducă acolo să exercite funcțiunile pentru ceea ce este plătit. De exemplu, eu cunosc oameni care sunt pescari, care sunt muzicieni, care mai nou sunt candidați și lideri politici de la anumite partide. Adică, în momentul în care poliția nu are atribuții și nu, de fapt... Păi de data asta avea și nu a făcut. Păi nu au dorință să și le facă, că banii, evident, din taxe și bugete, evident, se duc la salariile lor. Dar oamenii, mă scuzați, de ce populația nu, într-un fel, nu intervine? Vezi că polițistul nu face nimic. Evident, n-ai ce să-i cer omul ăla, pentru că știm prea bine din ce oameni este formată poliția locală. Doamna aici, viceprimar sector 6, care poate să ne spună, în subordinea lucrează la primărie, le dă bani. De ce n-a intervenit poliția locală? Plecăm de la premisa că n-au intervenit. Dacă s-au făcut greșeli... Nu, vă arăt imaginile. Haideți să dăm, te rog, imagine. Ascultați-mă puțin. Avem filmulețul de 8 secunde filmat pe... E momentul în care îl lovește pe bărbat în zona capului, cade lat. Și acolo își pierde viața. Nu se mai poate face. Uitați, acesta este momentul. Sunt cei doi tineri. Sunt 8 secunde filmate de pe o cameră de bord, așa este. Se întoarce bărbatul, nu este nimeni care să intervină. Vă rog. O să se facă, bineînțeles, o anchetă să vedem în ce măsură cei care asigurau dispozitivul de pază din acel parc au văzut incidentul și nu au intervenit. Ce știu de la colegii mei este că o doamnă polițist local a ajuns printre primii la incident, a încercat să-i ofere primul ajutor victimei, a sunat la 112. Cu siguranță se va face o anchetă. Poliția locală este finanțată din bugetul local al sectorului 6. Noi am sprijinit și în directa subordonare a domnului primar, noi am sprijinit și susținut orice inițiativă de reformare a poliției locale.
Dacă toate reformele pe care le-am sprijinit nu sunt suficiente pentru ca siguranța populației din sectorul 6 să fie asigurată, atunci trebuie să ne întoarcem la ele și cu siguranță pe mandatul meu prioritatea va fi siguranța cetățenilor. Dar, repet, o anchetă se va face și se va stabili dacă colegii din parc au acționat în afara competențelor lor. Haideți să vă spun, să o luăm altfel, doamna Iagăr, ni se spune că vom avea iarăși o anchetă. Anchete am avut peste anchete și de rezolvat nu s-a rezolvat nimic. Vreau iarăși să vorbim despre cazul Padina. Tot anchetă s-a făcut și acolo și iată... Acolo e natură juridică. Exact. N-au fost polițiști locali până au ajuns... Dar, sunt tot dar aici, într-adevăr, cum zice... într-adevăr, cu anchete și rezultatul... Pentru că n-a intrat domnul Andrei ca și-ți explica. Poliția locală, ca și poliția municipală și poliția națională, sunt puși în dispozitive. Acum, depinde. Dispozitiv înseamnă parcul Crângaș. Deci parcul Crângaș se numește un dispozitiv și sunt anumite intrări. Și sunt puși pe intrări, ieșiri și așa mai departe. Câte intrări au fost în dispoziție? Cât au acoperit? Unde erau la momentul ăla? Pentru că ei tot timpul trebuie să acopere tot parcul. Depinde câți oameni acoperă parcul, dacă pot sau nu pot. Și asta este de natură administrativă, de natură administrativă a șefului de dispoziție și așa mai departe. Într-adevăr, trebuie să faci o anchetă pentru că altfel nu afli adevărul. Exact. Faptul că a fost un minor este de o gravitate ieșită din comun. Și ura, aici? Ura cu care a lovit și ura cu care se vede că a lovit este de natură psihologică. Dar aici mai e o discuție de făcut despre resortul ăsta care duce tinerii să aibă genul ăsta de comportamente asta violente, în evidență, inclusiv din școală, pentru că avem chestia asta se leagă inclusiv cu fenomenul de bullying care are loc în școală. Se leagă cu faptul că, așa cum spunea și domnul Nicolae mai devreme, genul ăsta de atitudini sunt ridicate la un rang de entertainment și la un rang de așa e bine să fii, pentru că așa e cool pe rețelele de socializare. Avem nevoie ca, de exemplu, poliția care asigură siguranța în școli. Există un departament special în cadrul Poliției Municipiului București care se ocupă cu prevenirea și cu siguranța în școli. Capacitatea lor trebuie întărită, profesionalizarea lor trebuie să fie o prioritate pentru a putea gestiona cu astfel de cazuri. Dar dumneavoastră vorbiți de Municipiul București. Eu sunt profesor la școala din Comuna Belciugatele și vă asigur că acolo nu există nici măcar poliție pe străzi. Pentru că polițistul acum, ca în mare candidat, se ocupă cu pescăritul, e pescar de meserie. Așa că haideți să ne aducem puțin aminte de faptul că doamna ministra educației la noi în România ar trebui în primul rând să rezolve reclamațiile care sunt aduse de bullying. Eu personal făcând mai mult de 3, doamna inspector de la județul Călăraș ar trebui să le rezolve și după care să ne aducem atenția către poliție, către cine ar trebui să combată noi. Haideți să prevenim întâi, pentru că din nefericire fiecare minister are câte o problemă. Pentru că dacă noi nu stăm să prevenim bullying-ul care poate fi făcut de colegi, dar și de profesori și care poate fi întreținut chiar și de părinți acasă, noi niciodată nu vom avea un rezultat. Deci stăm mereu și arătăm că polițiștii nu sunt pregătiți. Știm asta. Toată lumea o știe. Nu se va schimba niciodată nimic. Dar haideți să fim și noi oarecum puțin mai conștienți de faptul că avem nevoie ca schimbarea să fie la toate nivele. Bun, dar până să avem parte de aceste schimbări, să investesc niște bani în poliția locală, în poliția națională. Noi, cei care muncim, doamnelor, domnilor, în Uniunea Europeană, dăm cei mai mulți bani din ceea ce muncim către statul român. Și ce face statul român? Cum ne apără? Ce condiții ne oferă? Aici, cred că vă răspundeți și dumneavoastră. Mergem mai departe și e foarte important acest subiect. Cel puțin mi-a atras atenția. Domnul Ioan Ștefan Zara este candidat la funcția de primar al municipiului Sibiu din partea Partidului Ecologist Român. Totul bine și frumos. A intrat însă în această cursă electorală și pentru Consiliul Local, dar aici, ce credeți, candidează împreună cu toată familia, adică fratele, mama și bunica. Bunica în valoare, în vârstă de 95 de ani, dacă nu mă înșel. Bună seara, domnule Ștefan Zară! Bună seara, bună seara! Domnule Ștefan, n-ați mai găsit, nu știu, oameni de încredere? A trebuit să vă puneți toată familia? Cum vine asta? Vedeți că s-a creat o confuzie pe știri. Noi suntem 4 frați. Mama mea este o mamă eroină. Așa, da? Nu are legătură și cu subiectul. Și am 2 surori. Da. Bun, deci, înțeleg că le pregătiți și pe surorile dumneavoastră să candideze.
Mai repetați o dată, nu se aude foarte greu. Bun, întrebarea mea era în felul următor. Dumneavoastră, nu ați găsit oameni de încredere care să nu vă fie rude și să intrați în această cursă? Nu vedeți o problemă, poate de integritate? Nu văd o problemă, având în vedere că noi am avut listă completă. Da, nu am candidat pe 3-4 persoane, să-mi pun doar familia. Și familia este pe ultimele locuri, doar ca și susținere și să vină cu bagajul de voturi. Pentru că o parte din electora mă cunoaște pe mine, o parte pe fratele meu, pe mama mea, pe bunica mea. Fiecare am avut un rol în societate. Păi și bunica dumneavoastră are 93 de ani. Da, dânsa va participa la ședințe? Cum e? Explicați-mi ca să înțeleg, domnule Zară. Deci credeți-mă că bunica este mai lucidă și știe să ne brodească și la momentul actual, și la 93. Bun, dar știți cum e, domnule Zară, că fiecare nepot, când îi merge la bunica și spune, nu știu, dăm și mie 10 lei, chiar dacă zice părintele sau știe bunica că nu ar merita nepotul 10 lei, îi va da, pentru că știți cum e, dragostea de bunici e de uneori mai mare decât cea dintre copil și părinte. Dacă, de exemplu, dumneavoastră îi veți, ascultați-mă, domnul Zară, Bun, domnule Zar, ascultați-mă puțin. Dacă, de exemplu, veți avea ceva de, nu știu, un proiect, da? Și da. Doamna Zară nu e neapărat de acord cu proiectul dumneavoastră, dar totuși va face asta pentru dumneavoastră. Nu e oarecum un conflict de interese aici? Întreb și eu că, totuși, mi se pare ceva, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Scuzați-mă, dar nu este prima oară când familia mă susține și candidează. Da. E bun. Deci am avut candidat și în 2020 și la Parlamentul în 2016. Bun, doamna Iagăr are o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog. Dacă domnul susține și e convins că așa trebuie să arate în 2024 o listă de partid, eu cred că listele de consilieri și lista de primar este studiată la nivel de partid. El face parte dintr-un partid care are președinte. Și nu cred că acel președinte de oricare partid ar fi în România nu știe că integritatea trebuie respectată, că avem o agenție de integritate și că avem o declarație de interese în care ne scriem dacă avem frați, surori în partid sau nu avem și așa mai departe. Deci cred că toți suntem candidați aici și toți am depus niște declarații de interese din care reies faptul că nu, familia nu participă la alegeri sau nu participă pentru niciun partid. Nu chiar asta să trecem în declarația de interese. Ce ne deranjează pe noi? Nu chiar, am zis așa, mai pe înțelesul... Nu, cred că doamna Iagăr s-a referit la, nu știu, până la urmă... Am întâlnit, dar dacă dumneavoastră vă simțiți bine așa și este legal, baftă! Vreau să vă întreb, în 2020... A ieșit, cred că, am și cunoscut pe Aioane, de la, de la alt partid, nu vreau să-i dau nume, este actual, și soțul, și mama, și fiica sunt în Camera Deputaților. Ce fel de probleme de integritate? Și de ce nu ați sesizat, stimate domn, acest lucru? Mă scuzați! Nepotismele astea... Păi nu, este de acord cu acest lucru. Păi, dar nu, trebuia să le sesizeze, pentru că mie mi se pare că este o afacere în familie, gen Sicilia, scuzați-mă, am soț sicilian, știu despre ce vorbesc. Hai să mă bag și eu și soțul și copiii și nepoții și tanti și tața Florea și Neion și am format Parlamentul României. Păi suntem un stat democratic din Uniunea Europeană sau suntem aici la sat, la țară și ne băgăm și pe bunica de 93 de ani? Mă scuzați! Să vă fie rușine! Eu pe bunica mea n-am deranjat-o niciodată, nici măcar să se uite la televizor. Nu există așa ceva! Aveți măcar un respect față de electorat! Pe rând că nu se înțelege. Vă rog, doamna Ștefan. O rog pe doamna să folosească un limbaj. Da, legat de... Nu știu exact ce se întâmplă la Sibiu. Eu nu văd, sincer, dacă e să ne raportăm strict la lege, câtă vreme nu ar exista un interes patrimonial, nu există. Într-adevăr, există aceste legături de sânge civil, care e așa, dar la fel funcționează și la partide, pentru că știm bine că dacă un primar intră în primărie cu o majoritate în Consiliu, majoritatea aia o să voteze cam tot timpul ce vrea primarul. Dar vreau doar să... Vreau doar să... Măcar știi că faci o treabă de la început și măcar rudele nu te trădează. Dar asta vroiam să spun, că domnul Zara dintr-o comună sau de la Sibiu este municipiul Sibiu este mic copil pe lângă domnul Piedone, care are toată familia angajată, repet, angajată
plătiți din fonduri publice în primăria sectorului 5, pentru că nu e așa, lucrurile în România se fac doar în familie, pentru că e singura în care poți avea încredere. Bun, deci, domnul Zara e mic copil pe lângă domnul Piedone. Domnul Zara, vă mulțumesc foarte mult, ce să zic, vă doresc succes și dumneavoastră și celorlalți. M-aș fi bucurat să-mi urmăriți și proiectele mele pentru Sibiu, nu doar o chestie de scandal, pentru că... Vă urăm baftă multă și venim la Sibiu. Eu aș vrea pe bunica aici în platou să ne discute. Domnule Șerban Nicolae, dumneavoastră... Să vină bunica și o să fiți foarte uimită la câte lucide și cât de mult poate coordona un județ. Să vă trăiască. Da. Mulțumesc, domnule Zară. Domnule Șerban Nicolae, dumneavoastră cum vedeți această situație? Sunteți vechi în politică, ați mai întâlnit așa ceva? Am mai întâlnit, dar aș vrea să fac o precizare. Pentru mine, prima condiție este cea legală. Dacă se respectă legea. A doua chestiune ține de încrederea în electorat. Cine va aproba candidatura? Dacă electoratul votează un asemenea candidat, cu asemenea listă, cu asemenea situație personală, să nu vă supărați pe mine, democrația presupune să respecti votul. Da, da. De foarte multe ori, mie nu mi-a convenit rezultatul votului. Cel puțin în ultimii 20 de ani la funcția de președinte al României. Sau ca bucureștean născut, crescut în București, rezultatul votului 2020 la funcția capitalei. Mi se pare că rezultatul a fost catastrofal. Și la sectorul 1 și la sectorul 2, dar respect voința electoratului și nu încerc să introduc elemente care să-mi convină mie într-o anumită situație. Accept faptul că o majoritate a decis greșit din punctul meu de vedere și acum după 4 ani tot se convin că a fost foarte rău în București cel puțin, că 20 de ani am avut președinți care nu au avut nicio legătură cu România și cu interesul poporului român, dar respect o asemenea decizie. Dacă un asemenea candidat primește votul cetățenilor din circunscripția în care candidează, avem obligația să respectăm o alegere democratică și legală. Altfel mi se pare, bineînțeles, anormal. Dar nu sunt eu cel care să votez așa ceva. Și atunci respect voința electoratului sibian. Bun, dar cred că aici mai e vorba și de, nu știu, moralitate, adică... Și totuși... Și... De acord cu dumneavoastră. Dar este o chestiune care ține de fiecare candidat în parte și de discernământul electoratului. Eu, nu repet, nu aș vota așa ceva pentru că sunt foarte multe elemente care duc la anomalii. Bun. S-au și menționat unele dintre ele de faptul că într-o ședință de Consiliu, dacă am ajunge în situația în care ar fi aleși toți cei de pe listă, ar fi ca un fel de chermez la familie. Poți să faci ședința de Consiliu la un grătar, la ziua lui Plica. Bun, domnule, mai știu cui. Bun, domnule Șerban Nicolae, vreau să știu care este... Că nu respect voința electorală. Da. Ei sunt cei chemați să decidă dacă li se pare normal, dacă au încredere că o asemenea echipă utilitară îi reprezintă. Da. Bun, haideți să mergem mai departe. Vreau să știu care este, ce părere aveți dumneavoastră, ce știți de fapt despre următorul subiect, alianța PSD și PNL scârție în teritoriu. Uneori se află chiar, se lasă chiar cu lovituri și înjurături. Într-o comună din județul Olt, primarul PSD susține că a fost bătut de contracandidatul PNL. Acolo e drept, nu există alianță. Ce știți, domnule Nicolae, despre acest subiect? Nu știu mai mult decât a apărut în presă. Știți foarte bine că alianța PNL-PSD în teritoriu funcționează doar acolo unde coaliția a decis candidați comuni și la alegerile europarlamentare. În rest, nu e vorba de alianță atunci când și PSD și PNL au candidați atât pentru funcțiile de primar sau Consiliul Județean, cât și pentru Consiliul Local și Consiliul Județean. Bun, acțiuni de genul acesta cu violențe sunt la fel de reprobabile. Îmi repugnă orice fel de violență, fie că e asociată cu fenomenul politic electoral, fie că o întâlnim în societate, în trafic, la un club sau mai știu eu unde, într-un parc. Bun, poliția locală... Așa cum ați spus, această violență, acest comportament a fost încurajat chiar de forțe politice, de factorul neomarxistă și la noi. Eu m-am trezit înjurat, apostrofat pe stradă, fiind copilul de mână, spunându-mi se că sunt un infractor, că sunt nu știu ce fac, pentru că li s-a spus foarte multor cetățeni că așa e a cetățenească. Așa dăm dovadă de spirit civic. Îl prindem pe deputatul Bacalbașa și îl îmbrâncim. Și erau partide în Parlamentul României care aplaudau asemenea comportament și încercau să găsească o vină deputat greșat.
care nu era nici un infractor, care nu era nici un violent. Bun, era poliția... Domnule Șerban Nicolae, poliția... Ajungem la perioada intervenică și la perioada anilor 90, când vă aduceți aminte că aveam asemenea episoade cu violențe, cu... Bine. Campanie electorală. Bun. Mulțumesc. Mulțumesc. Haideți că luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne aude mai greu domnul Șerban Nicolae. Luăm o scurtă pauză de publicitate și vă spun ce spune poliția. De asemenea, vreau să știu ce spun invitații din platou, pentru că, nu știu, acum atacuri la persoană am mai întâlnit, dar acum să te și bați pentru votul cetățeanului, na, fiecare cum poate. Haideți, ne reîntoarcem în 5 minute. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Vorbim acum despre declarația premierului Marcel Ciolacu cu privire la sistemul Patriot. Știți foarte bine, acest subiect va ajunge în ședința CSAT. Ministerul Apărării însă nu este de acord cu acordarea sistemului Ucrainei. Haideți însă să vedem ce spune Marcel Ciolacu. Și am văzut reacția Moscovei într-un fel așa, a transmis voalat o amenințare către România. Cu alte cuvinte, o eventuală decizie a României deranjează foarte mult Moscova. Și mai vreau să fiu foarte bineînțeles. Rusia nu va ataca România. Rusia nu își permite să atace România și nici nu vrea să atace România. Am avut o discuție telefonică cu domnul președinte, n-am intrat în detalii. A rămas că această decizie se va lua în CSAT. Cred că decizia se va lua în primul rând în ceea ce privește siguranța României. Dar, repet, nu există temeri în acest moment că Rusia ar ataca România. Nu există o logică ca Rusia să facă acest lucru. Pe mine mă bucură reacția Moscovei. De ce? Înseamnă că contăm și are temeri că lumea se mobilizează împotriva dictatorului Putin. Mihaela Ștefan, vă rog. Ce e de comentat? Să-i spună cineva că nu suntem la fotbal. Nu e ca și când vine Real Madrid și spune că FCSB-ul e importantă și... Nu, doamna Iagăr, că nu suntem într-o competiție sportivă. România este membru NATO. NATO ne-a dat și ne-a oferit garanții de securitate. România, pe de altă parte, are un președinte care s-a dus până la Washington, a fost primit cu tot felul de onoruri, a venit, a zis că vine și discută acasă. Eu nu înțeleg cum această mare coaliție care a oferit și a spus că fac, sunt împreună, se comasează ca să ofere stabilitate, după 5 sau 6 zile câte au trecut de când domnul Iohannis defila pe la Washington, nu pot pune pe masă o decizie. Să fiu bineînțeleasă, Ucraina este victima unei agresiuni. Războiul din Ucraina este profund nedrept, în Ucraina se moare, Ucraina trebuie ajutată. O decizie trebuie luată, dar trebuie luată ținând cont de aceste două aspecte. Odată că Ucraina trebuie ajutată și doi că nici România nu poate să rămână lipsită de Patriot sau de armament care ar putea o apăra. Dar e groaznic de văzut felul în care marii bărbați de stat ai României își pasează responsabilitatea. Iohannis la CSAT, ministrul apărării ar zice că nu, Ciucă nu zice nimic și Ciolacu care testează apele. Da, nu, e... Amalia, te rog. Nu, mie mi se pare o glumă proastă să vorbești despre un război la... 500 de kilometri cât sunt, în condițiile în care noi n-avem încă apă potabilă, n-avem electricitate la sate, în condițiile în care noi n-avem învățământ, în condițiile în care cad școlile pe copii, în condițiile în care polițiștii stau bezi prin posturile de poliție. Adică noi vorbim despre finanțarea unui domeniu pe care nu că nu-l stabilim, nici măcar nu știm despre ce este vorba. Ia chemați voi, faceți un referendum să vedeți, sunteți de acord români să intrați în război sau nu? Și acolo aveți răspunsul autentic al cetățenilor care, de bine de rău, vă plătesc salariul. Bun, doamna Iagăr, vă rog și noastră un comentariu. Da, eu voi fi scurtă. Normal că CSAT-ul va vota. Avem 3 Patriot, unul funcțional, bine să știe. Da, și mai trebuie să vină 3. Dacă ministrul apărării și
statul major au deja un punct de vedere, probabil că în CSAT se va ține cont. Sunt domeniile pe care noi nu le stăpânim foarte bine, cel puțin eu, în momentul de față, chiar dacă este, vin dintr-o zonă de siguranță națională, dar cred că cel mai bine ne vor spune cei care fac asta. Domnule Șerban Nicolae, tocmai spun, citesc pe portalul de știri, Ungaria nu este de acord ca NATO să ajute nici cum Ucraina. Nici eu nu cred că decizia CSAT va fi să trimitem singurul sistem Patriot funcțional din România în Ucraina. Acum, pe de altă parte, sunt state membre NATO care au transmis Ucrainei armament, echipamente militare sofisticate. Asta a dus la declanșarea unui război între Federația Rusă și respectivele state. De aceea, ceea ce a declarat premierul Ciolacu mi se pare echilibrat și de bun simț. Mă amuză când văd forțe politice care acum 5 ani îl susțineau cu disperare pe Klaus Iohannis să ajungă președintea României, cum îl critică acum și ne spun că e ridicol ceea ce face. Era mai bine să se trezească acum 5 ani, nu acum, la final de mandat. Mai ales că a fusese un mandat de 5 ani înainte. Că am fost solicitat să furnizăm Ucrainei echipamente militare, da, nu e prima solicitare. Da. Eu să cred că va prevala punctul de vedere exprimat de Ministerul Apărării Naționale, se va ține cont de faptul că sistemele Patriot achiziționate de România, dintre care doar unul funcțional, au fost achiziționate pentru protecția teritoriului României și a spațiului NATO și în aceste condiții decizia cred că va fi bun. Mulțumesc foarte mult, domnule Șerban Nicolae. Data viitoare vă aștept în platou. Sper să nu mai fie... Dacă scap din traficul bucureștean. Da, exact. Să scăpăm de acest blocaj. Le mulțumesc foarte mult. Suntem trei invitați aici care au reușit să ajungă, domnul Nicolae. Mulțumesc foarte mult și invitațiilor din platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă să aveți o seară liniștită.